Bună dimineața, dragilor! Astăzi la noi vremea este înnorată, mă gândesc că este și frig. Ce ai făcut? De ce ți-ai dat piciorul? Te-ai picior peste picior. Ce păzești? O boabă de strugure și un stix, așa-i? Nu știi la care să te uiți. Pe care să-l păzești mai bine, că te gândești că mama ți-l mănâncă, așa-i? Da, așa zic și eu. Dintre alea două lucruri prefer strugurele. Ăla chiar îl mănânc. Stixul ăla nu. Dar strugurele, da. Așa că eu zic să faci prima oară pasul spre strugure, da. Da. Întinde-te, ratonule. Întinde-te, zici că ești raton. Deci mine are momente când seamănă cu vulpe, cu leu, cu raton, cu pisică, cu nu știu cu ce mai seamănă, cu de toate. Ia să aprind și lumânarea asta și pisică de mare, ă? Seamănă și cu pisică de mare? Da. Cred că am aprins-o degeaba, că nu se vede nimic. Așa că o să închidem, că se consumă bateria aiurea. Când se întunecă, atunci îi dăm drumul. Bun. Aici am pus mâncare pentru Mini și nu vrea să mănânce. E tot conservă din aia de la Cezar, doar că cu altceva prinăuntru. Eu mi-am pregătit să mănânc niște cașcaval, avocado cu sare și fulgi de chili, niște salam. Aici mi-am pregătit și cafeluța. Mi-am pus și o pătrățică de ciocolată înăuntru. Când am pus cana înainte să curgă cafeaua, am băgat acolo o pătrățică și s-a topit așa fain. Marc deja își termină micul dejun până m-am învârtit eu. El mănâncă salam, castravete, ketchup și își bea cănița de lapte cu frișcă. Așa că mă apuc și eu să mănânc. Am băgat la spălat. Este 10 fără un sfert. Eu mi-am mai făcut pe aici un alt. Am băgat la spălat, am dat mâncare la animăluțe. Marc a dormit mai mult astăzi. Așa că am o grămadă de treabă. Aici am de împachetat rufe, dar nu știu că s-a uscat ceva, deci trebuie să verific. Am spălat și pătuțul lui Mini și covorașul și haine. Aici trebuie să vin să fac curățenie. N-am reușit decât să le dau de mâncare. Și aici am sus în pat o grămadă de rufe. Eu le-am băgat așa, le-am pus cu pătura, le-am învelit, dar copiii s-au tosuit acolo. Deci am o grămadă de rufe de spălat. Și e problema că se usucă greu. Unele rufe nu le pot băga la uscător pentru că mi le distruge. Nici eu nu știu ce am vrut să mai zic, că mi-am pierdut ideea. Am înțeles că sâmbătă este sărbătoare. Așa că când reușesc, atunci reușesc. Am pus și pătura asta pe pat. Am dat-o pe cealaltă la spălat. Aș mai avea eu mai multe chestii de spălat, dar nu am. Știți că îmi place să-mi spăl plapumile, păturile și altele mai des, dar nu am unde să le usuc acum. Și acum am băgat la spălat două pături, pătura care a fost pe pat și încă o păturică mai micuță. Hai să mă duc să mănânc și eu și să văd ce treabă reușesc să fac, că la ora 2 trebuie să fim la Palatul Copiilor, la ceramică. Am plecat să duc gunoiul. Am aici un sac din ăsta mare. Și mergem la Palatul Copiilor. La ora 2 trebuie să fie acolo. O să trebuiască să pierd o oră prin mașină sau să plec, dar de plecat nu pot să mă duc pe undeva pentru că Marc va rămâne și el acolo și în cazul în care nu vrea să stea, o să mă sune sau îmi dă mesaj, nu știu, să mă duc să-l iau. Ea a zis că nu-l vede să stea mai mult de 10-15 minute pentru că ea acolo va preda și el se va plictisi. Dar acum vedem. Copiii au coborât jos, mă așteaptă. Au venit și de la școală Selena cu Irina. Am avut timp să și mâncăm. Mi-am încălzit câte un castron de ciorbiță. Am plecat cu burta plină, acum mergem, stăm o oră acolo, după aia vin și să văd ce mai fac pe acasă, că am o grămadă de treabă, o grămadă de curățenie. A ieșit soarele, s-a făcut senin, dimineața era norat, nici nu m-aș fi gândit că o să se schimbe vremea. Mă bucur că a ieșit soarele, e călduț, eu sunt îmbrăcată doar cu o bluză, nu am nimic pe dedesubt. Și mi-am luat o
ghetuțele astea, ștramp și fustița asta. Și chiar îmi e bine, nu mi-e fric deloc. Văd că copiii au plecat la mașină. Eu am zis că mă aștept în fața blocului, dar îi văd deja în mașină, al Selena la cheia. E bine că aici la Palatul Copiilor este aproape, înainte era în centrul Brașovului, acum este fix lângă Lidl, unde îmi fac eu cumpărăturile. Am ajuns aici și l-am lăsat pe Marc împreună cu Seli și cu Irina și deja, nu pleca, nu pleca. Zic, lasă că trebuie să plec. Am ieșit și am plecat. Dacă n-ar fi fost Selena, n-ar fi stat, ar fi urlat. Acum eu trebuie să merg și să stau să le aștept aproape o oră, că deja a trecut, este 20:20, la 3 fără 10, nici nu mai am o oră, mai puțin. Am venit la mașină. Acum sper să se facă loc și pentru gimnastică, să le putem da și la gimnastică. Și în cazul în care nu se face loc la gimnastică, nu știu, la dansuri populare, la altceva, aerobică, nu știu, să vedem la ceva. Ei își doresc foarte mult la gimnastică și cei drept am trecut acum pe lângă sală și se distrau atât de frumos și cântau cine m-a făcut-o mare și dansau și le punea tot felul de muzică că se auzea și era distractiv, deci Selena s-ar distra foarte tare. Doar că e diferența asta mare între Selena și Marc de 4 ani și jumătate și în cazul în care vreau să-i dau împreună, nu pot pentru că el are o vârstă și pe el îl poate băga într-o altă grupă de vârsta lui sau cu un an în minus, în plus, iar ea în altă grupă. Deci nu pot să-i pun în același loc. Și el nu stă singur. Deci el și acum mi-a spus, mama nu pleca. Și i-a zis de vreo 3 ori. Că începuse să râdă și domnișoara Maria de ei sau doamna Maria, că nu știu, probabil e căsătorită, nu e căsătorită, e tânără, începuse să râdă. Aici la ceramică îți trebuie să ai acea plăcere de a face, modelează lut, trebuie să cumpăr și eu lut, acum le-a dat de aici lut natural, dar trebuie să le cumpăr lut polimeric, le-a dat de aici cuțite de lemn, am adus de acasă bol, am adus sucitor, fund din ăla de plastic și mi-a spus că să le cumpăr în timp și dacă nu reușesc acum, în cursul la o lună de zile le pot cumpăra. Nu se plătește nimic, nici pentru gimnastică, toată chestia este să aibă loc, pentru că sunt 1.000 de copii pe zi în tot Palatul Copiilor, la toate lucrurile diferite, gimnastică, dansuri, muzică, pictură pe lemn, pictură nu știu de care, că au tot felul de chestii din astea diferite. Toată chestia este să prinzi loc și mi-a spus că, da, asta cred că e Marc. Exact. Nu a vrut să stea, m-a sunat doamna Maria, domnișoara Maria, că nici nu știu cum să o numesc, domnișoara, că e tânără, m-a sunat să vin să-l iau, că nu vrea să mai stea, așa că l-am luat. Maria. Ca colega ta, nu? Da, deci cu tine e o problemă, ție nu-ți place să stai nicăieri și mare mirarea mea că nu vrei să stai nici împreună cu Seli. Asta e problema, că dacă stăteai singur, mai înțelegeam. Dar și cu Seli și cu Irina nu vrei? Păi fata aia are un dovlecel făcut de data trecută și acum probabil că trebuie să-l picteze. Marc are o nelămurire că de ce nu fac astăzi dovlecei și fetele și copiii de acolo trebuie să facă o bufniță astăzi și Marc e supărat că de ce nu face un dovlecel. Bufnița pe care o să facem, îți cumpăr eu lut polimeric și îți modelez dovlecel și ți-l bag la cuptor sau cumpărăm lut din ăla ce se usucă la aer și îți fac, că mi-a trimis poză cu ce trebuie să le cumpăr și gata. Ăla ce se usucă la aer, da. Și vă spuneam că nu trebuie să plătești nimic aici la Palatul Copiilor. Toată chestia este că trebuie să prinzi loc.
Să... cum se numește? Să anunți în cazul în care lipsești, ca să nu ai... Da, să nu ai mai multe zile lipsite fără să o anunți, pentru că atunci, clar, locul ți s-a tăiat deja dacă ai vreo 3 locuri lipsite și 3 zile lipsite și nu ai anunțat-o, atunci... Dacă ai lipsit 3 zile și nu ai anunțat, atunci locul s-a pierdut și va veni alt copilaș. Acum am trimis un mesaj și la gimnastică, că așa mi s-a spus, să trimit un mesaj la gimnastică și să o mai întreb din când în când, să vedem când se eliberează. Mi-ar fi plăcut să găsim loc și dacă am putea să găsim miercuria, să fie cum ar veni de la 2 la ceramică, că așa va avea în fiecare miercuri la ceramică de la ora 2, nu se va schimba nimic. Și dacă aș putea să bag la gimnastică de la ora 3. Chit că mi-ar fi greu, că 2 ore ar trebui să le pierd, dar mi-aș face în așa fel încât programul să mă duc la cumpărături sau să-mi rezolv anumite lucruri prin oraș atunci când am de rezolvat. Și bineînțeles că vom mai face curând, va mai veni și mama Irinei și tata Irinei și Bogdan și eu, nu voi veni doar eu, doar că na, e greu să vii să stai 2 ore aici, doar să vii să le lași și să pleci și să te întorci când trebuie să le iei, că dacă sunt 2 ore sau să le mai dai la încă ceva și să aibă miercurea ocupată, să facă 3 locuri și atunci, să facă în 3 locuri diferite și atunci au 3 ore una după alta. Îmi aduc aminte când eram eu, tot așa, la vârsta Selenei, era Palatul Copiilor, dar era în oraș, în centru orașului și într-un timp îl scosese. Nu mai era, deci a fost un timp destul de mult în care nu am mai avut decât să te duci la privat și să plătești. Și am aflat recent de la Irina, de la mama Irinei, că este vorba de acest palat care s-a deschis aici sau este acela care a fost înainte și probabil l-a mutat aici. Nu știu, dar mă bucur că avem și noi aici, da, mami. Mă bucur că avem și noi opțiunea de nu a plăti. Unde să mă duc să-i zic? Marc nu mă lasă niciodată să vorbesc. Niciodată, e supărat că pe Irina nu o lasă la noi, că nu și-a făcut temele. Cum nu și-a făcut temele? Că ieri și-a făcut temele, alaltăieri și-a făcut temele, că alaltă seara a dormit la noi. Las că vorbesc eu cu Oana să o întreb, cum nu și-a făcut acum temele? Păi acum o să o întreb, ce teme nu și-a făcut Irina? Că doar eu le-am pus la teme. Nu ți-a făcut multe teme. Nu și le-a făcut pe toate? Nu. Ei, nu știu asta. Mai trebuia cât e ceasul ăsta, să vedem, este și jumate. Uite, așa mai trebuia, e mult. Ei, serios, e mult, da. Aici la umbră e tare rece, cred că o să intrăm noi în mașină. Hai, Marc, joacă-te un pic în frunze. Nu. Uite cum bate palma. Oh, ce drăguț. Ai văzut? Da. Uite, dă de mâncare și bate palma. Ce drăguț e. Ai văzut, Mart? E dresat. Dar noi n-avem? Avem și noi pe mine, doar că trebuie să o dresăm. Și noi avem cățel. Hai să intrăm în mașină. Hai că mie mi-e frig. Doi? Bine, când ne mutăm la casă, dacă ne ajută Dumnezeu, ne luăm. Haide că e frig, trebuie să-mi duc și cauciucurile. Of, miroase la mine în mașină numai cauciucuri, că ieri n-am reușit. Deci am avut ieri o zi aglomerată, cum și astăzi am. Acolo? Mi-am lăsat numărul de telefon în cazul în care vine cineva să sune, ca să nu iau locul de parcare omului. Așa că curățenie în mașină, nu știu când reușesc să-mi fac. Cine ți-a dat numărul? Uite, dragă, numărul ăsta de telefon. Ăsta e numărul de telefon și îl pui atunci când parchezi în locul cuiva. Și dacă vine și vrea să eliberezi parcarea, te sună, tu cobori sau vii de unde ești, că așa e frumos, nu? Nu parcăm pe locul omului, nu ne pasă, nu lăsăm nimic. Noi avem făcută din chestie din asta în țiplă. A făcut o socru special undeva. Da. Dar până să avem chestia asta, treceam pe o foaie. Deci tot treceam pe o foaie, numărul meu sau numărul lui Bogdan. Și atunci când parcam mașina, când mergeam în vizită la cineva,
ne lăsam număr de telefon, ce-i drept nu e plăcut atunci când ești sunat și trebuie să cobor de la etajul 4 sau trebuie să cobor și ești în timpul mesei sau te joci un joc și te sună că trebuie să eliberezi parcarea. Nu e plăcut, dar așa e civilizat. Știi că nu te joacă niciun joc. Nu se joacă? Cum? Eu mă jucam Activity, nu mai ții minte? Nu. Și Remi mă jucam. Așa e frumos, așa e civilizat, să ne respectăm între noi, pentru că acel om are parcarea lui, pe care o plătește în fiecare an și e și normal să beneficieze de ea. Și e și normal ca eu să vreau să vorbesc și nu sunt lăsată, e și normal. Uite cățelul. Să vezi ce schimb am făcut. Ia să o văd. Aveți să nu dai cu capul. Nu am putut. Wow. Nu am făcut bine. Dar vezi că dai cu capul și poate îmi spargi trapa. Wow, super. Wow. Wow, poate-ți rup nasul. Ce mofti că mi s-a stricat trapa la mașină, Doamne. Deci ca să fac trapa mă costa acum un an sau când, că chiar am și filmat că v-am povestit că mi s-a stricat trapa și m-am dus, trebuia să fac programare să mi-o repare și noroc că mi-a reparat-o un coleg de-a lui sora mea de acolo, de la service. Pe atunci m-a costat 10 sau 11 milioane, nu știu cât a trecut de atunci, probabil un an și ceva, deci cred că acum dacă aș vrea să o repar, având în vedere că toate prețurile s-au ridicat, m-ar costa mult mai mult. Probabil că atunci când aș vrea să vând această mașină, trebuie să o repar sau atunci să scad la preț, să-i zic, uite, vă scad 300 de euro din suma pe care o cer eu la mașină, pentru că trapa este defectă și să vă o reparați. Stai mă cu minte, mă. Nu că am fi folosit noi foarte mult această trapă, pentru că te trage curentul. Mergi cu ea, chiar dacă e vară, dar rulde acolo. Gata, gata că e urât. Gata. Uite, trebuie să-mi pun și lichidul ăsta în portbagaj. Am luat... Gata. Parbrizor la minus 30 de grade. Trebuie să-l consum pe ăsta pe care l-am. Tot o să dau și acum când plec, în continuu. Dau și pe față, și pe spate, și pe față, și pe spate. Că nici nu știi când vine dintr-o dată frigul ăla mare și să am golit ăsta și să-l bag pe celălalt ca să nu-mi, să nu-mi înghețe ăsta. Am cumpărat pâine și așa a făcut Sally un coșuleț și o bufniță. Și ce a zis? Să le băgați la cuptor? Să le băgăm la cuptor și după aceea să le lipităm. Trebuie să-i dau un mesaj, să o întreb eu exact. Trebuie să-mi întind rufe. Asta se va arăt astea, poate se văd mai mult mai bine decât afară. I-am dat un mesaj doamnei să o întreb să văd ce trebuie să facem. Trebuie să le băgăm la cuptor, trebuie să le lase usuce la aer, habar nu am. Și aștept să-mi răspundă. Chiar îmi blochez telefonul. Păi, deci iar îmi blochez telefonul. Stai, ajută-mă. Nu. Acum vine Irina împreună cu Selena. Nu. Ba da. Trebuie să-mi sortez din rufe pentru că mai am o grămadă de rufe pe pat să le spăl și să sortez să văd ce pot să bag la uscător pentru a nu mi le strica. Și acolo am grătarul ăla plin și ălalt și pe părțile alea să le întind pe acestea. Este 6:30, n-am mai apucat să mai filmez pentru că mi-am făcut o parte din curățenie și mai fac o parte mâine pentru că în seara asta am acte, să mai am, fac și mâncare și altele, să am grijă de copilaj. Și aici mi-am pus niște ciupercuțe pentru mine, că copiii nu mănâncă și le-am umplut așa cu niște brânză, le-am pus cu puțin ulei de măsline în tigaie. Și mă gândeam dacă să fac și niște paste din astea, niște gnocchi sau cum s-au numit, din spanac. Dar nu știu ce vor să mănânce copilașii, așa că trebuie să-i întreb. Poți să-i scoat? Am pregătit două sandvișuri pentru Selena. Ea cu Marc va mânca sandviș din ăla la Sandwich Maker. Ciupercuțele mele cred că sunt gata. Le mai las așa un pic la foc mic și o să-mi fac această conservă. Nu știu că e prea multă, probabil o să pun jumătate, nu știu, cu o conservă din asta de ton.
Trebuie să-mi spăl și niște vase ce s-au adunat. Aici am unt din ăla bun, unt german de la Lidl. E cel mai bun și îl țin în cutia asta care se închide foarte, foarte bine. Sally și-a făcut părul, l-a făcut Irina, așa cred. Și deja este 6.39. Sperăm. Încet, încet ne băgăm și noi în... în pătuț. Și mâine rămâne să mai fac restul treburilor prin casă. Marc văd că mi-a făcut pe acolo pe pat numai firimituri, nu știu ce o fi dat. Am adus și această floare aici pentru că nu mai aveam loc în dormitorul ăla de ea și am pus-o acolo ca să nu mă mai lovesc de ea. Ia să vedem. Am văzut ce firimituri multe ai făcut, da. Acum ați dă să-l uite. Uite Marc ce mănâncă. Mănâncă salată cu ton. Nu vrea să mănânce sandwich de asta. Bun. Mi-am terminat de strâns aici în bucătărie, mi-am spălat și vasele și aragazul că se murdărise și m-am așezat aici să mănânc o marlencă. Astăzi am desfăcut această cutie cu cacao și mă apuc să mănânc și eu o marlenca. Și... e cam de vreme, 7 și 10 minute sau 7 și 20. M-aș fi apucat de ceva să mai fac prin casă, dar parcă nu mai am nicio tragere, nu mai am niciun chef, că aș mai fi putut să dau cu aspiratorul, dar îmi ia mai mult. Pentru că mâine am un plan să-mi trag puțin și canapelele, să-mi periez covoarele și așa, dacă fac în seara asta și nu mai am acel chef să fac. Eu dacă mă apuc să fac mâncare sau mă apuc, bine, de multe ori se întâmplă să mă apuc să fac mâncare și o fac așa la plesneală și uneori iese mult mai bună decât aș face-o din suflet. Dar dacă mă apuc să fac de obicei ceva, nu știu, ori să mă machiez și n-am chef, ori să-mi fac unghiile și n-am chef, să fac curățenie și n-am chef sau ceva. Acum sunt dăți în care le fac așa la plesneală și ies mult mai fain decât dacă aș pune suflet, dar sunt dăți în care nu-mi iese bine. Și acum, dacă m-aș apuca să fac curățenie, nu aș face cu drag, pentru că deja sunt obosită. Aș peria covoarele așa aiurea și mai bine prefer să fac mâine, când mă trezesc, mănânc, o să am o altă energie, îmi beau cafeluța de dimineață. Și acum o să mă duc să văd, să fac niște activități, ceva cu Marc. Mă gândeam să ne jucăm cu trenulețul, să punem un pic semaforul ăla pe care și l-a cumpărat cu rulota. Și sunt așa foarte bucuroasă că văd așa o schimbare în comportamentul lui de câteva zile. Și nu a fost nevoie să fiu așa mereu consecventă, să fiu dură. A fost dăți în care venea așa totul de la sine. Deci lăsam așa să fie de la sine. Astăzi a stat foarte puțin pe tabletă, s-a jucat mai mult cu Selena, cu Irina pe aici prin casă, singur. Acum e, de exemplu, în cameră, se uită la desene pe Disney Junior. Și chiar mă bucur așa că văd o îmbunătățire spre bine la el. Chiar probabil se vede că și crește și ați văzut că în momentul în care crește copilul te înțelegi altfel cu el. Și chiar mă bucur. Așa că o să mă duc să vedem dacă vrea să colorăm sau să facem ceva activități din astea. Dacă nu, nu știu, ne jucăm cu jucăriile puțin și să ne băgăm în pat. Nici nu știu pe la cât. Vedem că Selena adorme foarte repede, de obicei, mai ales acum în sezonul ăsta când se întunecă de vreme. Deci eu, de exemplu, dacă mă pun la 8 și ceva în cameră, în pat, și am stins deja totul și m-am uitat pe telefon, încep să mi se obosească ochii și deja mă pot pune liniștită să dorm, nu mai am nicio treabă. Și nu vreau să mă bag așa de vreme, pentru că dimineața ori mă trezesc pe la vreo 5-6 și nu mai am somn, ori mă trezesc în timpul nopții și sunt dăți în care m-am culcat de vreme 9 și ceva, 10 și un pic. Și mă trezeam de foarte multe ori pe noapte și mă uitam la ceas, că ziceam, băi, dar nu se mai face zi odată, că parcă trece timpul greu. Așa că o să căutăm să facem ceva și să ne băgăm undeva pe la vreo 9 în pat și dacă stăm până la vreo 9 jumătate la televizor, 10 fără maxim să adormă, eu zic că e perfect. Așa mă gândesc. Acum vedem, în funcție de cum îi văd și pe ei, în funcție de cum sunt și eu, m-aș fi dus să mă uit și la un film ceva pe Netflix să-mi pun eu așa pe telefon.
Da, încă nu știu, vedem. Acum am pus să mănânc o Marlenca, după aia mă duc să mă joc puțin cu el, să văd dacă vrea să joace și Selly, deși nu cred că Selly nu mai e așa cu jocurile. Mai înainte am avut așa o discuție și îmi spunea că ea nu știe ce își dorește de la Moș Crăciun. Și îmi cerea idei și am zis, Selly, așa la vârsta ta nu știu ce idee să-ți dau, pentru că copiii de vârsta ta primesc în mare parte jocuri și că da, dar știi că jocurile pe mine nu mă încântă și îi zic știu. Deci pe ea puzzle-ul, jocurile, Lego și toate astea n-a încântat-o niciodată și nu o încântă nici acum. Pe Marc la fel, aceeași situație. Că mi-aș dori un calendar advent, dar i-am zis, calendare advent sunt doar cu Lego, ce-ți pică câte o piesă în fiecare zi și a zis că oricum nu o încântă. Ar mai fi calendarele cu produse cosmetice sau cu produse de make-up și nu sunt pentru ea. Și calendarele de copilaș cu accesorii, cercei, ineluși, colier și așa mai departe. A primit anul trecut 3 și nu a fost, adică a fost încântată de ele, a fost foarte încântată, nu le-a folosit. Nu le-a folosit pentru că ea, în momentul în care pune cercei și nu sunt de aur, îi face rană. Și chiar și cerceii pe care i-a primit de la Alda, fiind prietena lui Tosca din Italia, sunt cercei de aur. Dopu, ei intrase aici în ureche, în spate și chiar a trebuit să-i dau cerceii jos și a început să-mi plângă. Nu mai știu unde eram, eram într-un fast food ceva mânca. Și m-am pus să-i scot cerceii și a început să plângă foarte tare pentru că o durea urechile de nu mai putea. Și ea trebuie să aibă cerceluși din ăștia rotunzi, așa, gen cum am eu, să nu aibă șurub la spate, să fie așa urechea practic liberă, să nu o strângă nici șurubul, nici nimic, dar trebuie să fie din aur. Că dacă e de argint sau dacă e de altceva, am văzut că îi face rană. Și nu a folosit nici inele, n-a folosit nici brățări, nici colier, nici lănțic, nici nimica din acele calendare. Așa că chiar nu știu, dacă puteți să-mi dați și mie vreo idee ce ar putea să-i aducă moșul, la vârsta ei împlinește 10 ani, în martie, e cam complicat. Marc a spus că își dorește tobe de Moș Crăciun și își dorește un trenuleț, din acela cum l-am văzut pe ăla, din Julius Stone, nu mai știu cum se numește, unde am fost noi în Timișoara, dacă pronunț bine. A văzut el un trenuleț, am și filmat, i-am zis, Marc, cred că trenulețul ăla costă câteva zeci de milioane, dacă nu chiar sute de milioane, cum era acolo tot cu căsuțe, cu oameni în miniatură, cu toate cele. Îi zic, nu îmi permit să-ți cumpăr așa ceva, că își dorește un trenuleț. Dar el are chestia asta cu trenulețele, își dorește trenuleț, dar nu se joacă cu ele, le folosește, adică încearcă să îl folosească sau se joace în ziua în care l-a primit, l-a cumpărat. Câteva minute, deci nu toată ziua ca să zici că stă pe el, că în trecut se mai juca mai mult, dar acum nu. După care îl lasă acolo și nu-l mai bagă în seamă și e un pic așa mai complicat la Selena. La el nu, la el i-a luat o mașinuță, o tobă, o chitară, un pian, un ceva de genul. Nu mai e așa nici el cu mașinuțele foarte tare. Deci noi când intrăm într-un magazin avem așa o problemă. Cel puțin când intrăm în Noriel sau în Jumbo sau în Pepco, Carrefour, Auchan și așa mai departe, nu vreau să fie ca o laudă, SMIC și așa mai departe, nu are ce să-și mai cumpere pentru că le are pe toate. Deci are din toate, din toate jucăriile și dacă nu are una albastră, o are roșie sau dacă nu are nu știu ce, ori sunt foarte asemănătoare sau dacă are o mașină de gunoi, acolo merge și vede o mașină de gunoi tot aceeași culoare, doar că modelul puțin diferit și nu-l încântă să-și o cumpere, deci el are din toate. Și când am fost la cel mai mare magazin de acolo din, nu mai știu, cel mai mare magazin din Europa, nu din Europa, nu mai știu cum era denumit magazinul ăla din mall-ul ăla Gili, nu știa ce să-și cumpere. Nu l-a încântat nimic, se uita, punea mâna pe ceva, după aia nu, că are asemănătoare, așa, până la urmă și-a luat rulotă, că rulotă nu are. Și mi-a spus că își dorește altceva. Marc, ce-ți dorești de Moș Crăciun? Tren din ăla, da. Vino aici să-mi spui ce-ți dorești? Tren. Tren. Și mai ce? Cu și voi și cu tunel sub casă și casă.
Ia uitați-l pe Marc, ia dă-te mai încolo, cât de tare s-a înălțat. Du-te încolo, în partea aia, la sertar, ai grijă, acolo. Deci dacă vă aduceți aminte, pentru cei care mă urmăriți de la început, era mititel, cred că până aici, dacă nu mai micuț. Uitați-l cât de mare s-a făcut acum. Mi-aduc aminte că era aici în bucătărie și se certa cu butoiul de murături. Iubitule, brățara aia nu-i bine să o băgăm în guriță, dacă s-a rupt îți pleacă mărgelele pe gât. Erai bebeluș așa micuț și aici aveam un butoi cu murături și tu te certai cu mine, erai nervos că ți-am închis butoiul și nu te-am lăsat să faci mizerie. Las că caut video, că l-am pe Facebook și ți-l arăt, vrei? Să vezi ce drăguț erai. Dacă te rupe, ca și eu și le fac așa... Nu, e că ți se duce pe gât și te-ai înnecat și nu mai ai aer să respiri, că ți rămâne acolo în gât și îți blochează căile respiratorii. Nu e bine, scoate mânuța din gură că ești un băiețel mare. Și mi-ai spus că-ți mai dorești ceva. Ce ai spus că-ți mai dorești? Nu, mașină. Bați la ele. Ce? La tobe. La tobe? Și tobe îți dorești? Da. Da? Păi ia vorbește și aici, că-ți te audă moșul. Și marshmallow. Marshmallow? Și ce-ți mai dorești? Aici vorbești cu moșul. Da, păi te aude moșul, normal că te vede. Ce faci, drăguțule de moșu? Drăguțule de moșu. Moșu face bine, deja se pregătește să... Da, că vine Moș Crăciun. Peste câteva săptămâni vine Moș Crăciun. Așa. Da, și vine și Moș Nicolae mai devreme. Da. Chiar vorbeam cu Seli. Brăduțul. Da, Moș Nicolae vine seara în care pune brăduțul. Chiar vorbeam cu Seli mai înainte în bucătărie și spuneam că pe toată de 5 decembrie vom împodobi brăduțul. Și îmi place să mă bucur așa, când eram la mama în copilărie, împodobeam bradul pe 24, dar era atât de aglomerat. Era o zi atât de aglomerată, pentru că de dimineață te trezeai și făceai, uneori erau dăți uneori în care făceai cumpărături. De la cumpărături veneai, făceai mâncare, sau dacă nu făceai cumpărături atunci, făceai mâncare. După aia te apucai să faci curățenie. După curățenie te apucai să împodobești bradul și mă grăbeam să plec cu colindul. Deci era așa o zi și nu mă bucuram foarte mult de brăduț, pentru că îl făceam pe data de 24. Mi se pare că pe data de 7, dacă nu mă înșel, da, pe 7 ianuarie îl despodobeam, dar nu știu, acum poate că unora li se pare ciudat. Uite, de exemplu, Betty și alte persoane cu care am mai vorbit, ele nu sunt de acord să faci bradul mai devreme de data de 24. Mai sunt alte persoane care nu erau de acord să facă bradul mai repede de data de 24, dar de câțiva ani de zile încoace și ei au început să facă bradul tot așa pe 1, 2, 5, 6 decembrie. Pentru că gândurile ți se pot schimba, nu e neapărat bătut în cuie. Eu voi face bradul pe data de 5 decembrie, vom avea și vlogmas anul acesta, cred că e ceva normal la mine, avem vlog în fiecare zi de vlogmas, cred că nici nu se mai pune problema dacă vom avea, deci vom avea vlogmas anul acesta, brăduțul facem pe data de 5 decembrie, nu știm ce vom face de Crăciun, este posibil ca noi să fim plecați. Așa că vreau să mă bucur de brăduț, că în cazul în care plecăm de pe 20 decembrie sau mai devreme sau mai târziu, nu știu, să plecăm să nu facem sărbătorile acasă, vreau măcar să ne bucurăm de brăduț, de luminițe și de toate cele, pentru că este luna decembrie, este luna luminițelor, ați văzut că și în oraș și peste tot deja începe să se împodobească, să se pună tot felul de luminițe și chiar vreau să simt acea bucurie și să mă bucur de tot ceea ce îmi pun așa prin casă și chiar am un plan să-mi fac așa un mini orășel. Dar nu știu unde am pus, mi-am cumpărat o chestie, n-a zis că e din zăpadă, ce se pune un covoraș de a se pune sub brad alb și să-mi fac așa cu niște chestii prinăuntru, o să vă arăt, dar trebuie să-l caut și trebuie să mai cumpăr niște chestii, trebuie să ajung la Jumbo, că la Pepco am fost ieri și nu am văzut să aibă ce mă interesează pe mine decât niște luminițe și aș vrea să fac așa ca un mini orășel. Și poate vă dau și voi ideea aceasta, adică eu o să vă arăt și poate o puneți și voi în practică. Bun, ia să mă apuc să mănânc și eu. Dacă aveți vreo idee, vreo sugestie să-mi ziceți și mie ce aș putea să iau, Selene, dar nu dulciuri, deci nu dulciuri.
Eu nu sunt de acord cu dulciurile la Moș Crăciun și la Moș Nicolae, nu știu, poate că sunt eu prea ciudată, dar copiii în ziua de azi și nu doar copiii mei primesc dulciuri mereu. Deci, și eu asta vorbesc din punct de vedere la copiii mei. Acum știu că așa e normal. Normal de Moș Nicolae se aduce dulciuri, fructe și așa mai departe. Imaginați-vă să se trezească ei și să vadă înghetuțe și nu doar ei. Cred că orice copil, măi, eu nu știu, să se trezească și să găsească înghetuțe doar zi bună moșu, Seli. Bună moșu! Și să găsească 2-3 mandarine, 2-3 clementine și o ciocolată sau ceva, niște dulciuri acolo. Clar că nu are bucurie aia, de asta eu cel puțin, voi vorbi cu moșu să le aducă ceva diferit, nu știu. Ceva, habar nu am, dar nu dulciuri. De aceea vă zic că nu sugestii de dulciuri. Cu ba da. Nu vedeți sugestii de dulciuri la Moș Crăciun sau la Moș Nicolae, nu. Cu toate că știu că sunt foarte mulți oameni care mi-au și sărit în cap că de Moș Nicolae se aduce dulciuri. Nu, fiecare face cum vrea, eu nu aduc dulciuri de Moș Nicolae. Eu când eram copil mă bucuram. Și dacă primeam dulciuri de Moș Nicolae și dacă primeam de Moș Crăciun, că am dulciuri. Te bucuri? Mă bucuram la orice. Mă bucuram dacă primeam o pijama, mă bucuram dacă primeam portocale, banane și așa mai departe, pentru că erau altfel de vremuri. Erau timpurile grele. Dar acum ei dacă au și în frigiderul ăla o grămadă de fructe, banane, portocale, toate cele, normal că nu se bucură să vadă că a venit sub brad sau o închetuță, fructe sau o ciocolată, o bomboană, doar să-i aduci ceva diferit, să fie ceva dulce diferit, da, atunci se bucură. Dar acum la noi pe aici, prin România, nu prea găsești și doar să vorbesc cu moșul să aducă ceva de prin Slovenia sau de prin Italia și să fie ceva diferit, asta ar fi o idee. Dar vreau o sugestie așa sau niște sugestii de cadouri la Moș Crăciun pentru vârsta lui Seli. Voi ce ați cumpărat, ce cumpărați? Nu pijamale, nu de astea, nu. Hai să zici că poate ar mai merge o pijama, un papuc de casă, da? Jucării nu, că nu mai e de păpuși, nu mai e de din astea gentuțe, ghiozdănele, Doamne, dacă nu are de-a ghiozdănele, de-a clămițe, de-a accesorii, de-a toate nebunile le avem prin casă. Deci de asta zic că dacă ar fi să-i vină cu ce am enumerat eu aici, nu se bucură pentru că e tixită cu ele. Deci cred că Seli are undeva la vreo 30 de genți, adunate genți, ghiozdane, borsete și toate cele, dacă nu mai bine de 30. Iar eu cred că am vreo 50, nu știu câte am, că nu le-am numărat, am o grămadă și le țin acolo în dulap. De parcă zici că le țin zestre pentru Selena. Da. Bun, ia să mănânc și eu o Marlenca, că au venit copiii aici și au luat Marlenca și au început să mănânce și eu stau și salivez aici, că mie nu prea îmi place să stau să vorbesc cu voi și să mănânc, nu știu, mi se pare așa ciudat să stau să mănânc. Am mai mâncat poate câte ceva pe aici pe acolo, dar nu mă simt confortabil deloc să stau aici să plioscă și să mănânc. Asta așa arată, dar o prefer pe cea cu scorțișoară. Deci aia mi se pare cea mai bună dintre toate și să le ne-mi plac la fel alea cu scorțișoară. Și astea cu cacao sunt bune, doar că alea cu scorțișoară sunt preferatele noastre. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Cred că v-am trâncănit și astăzi o grămadă. Nu vă place, dați mai departe sau închideți. Eu v-am pupat cu mare drag. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și ne vedem în vlogul următor. Apropo, mâine cred că o să reușesc să filmez și produse terminate. Am o plasă plină acolo. Și poate reușesc să le filmez. Somn ușor, să aveți grijă de voi și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!